Hashtag rezist. O, să trăiești, Iuliane, să trăiești. Doamne ajută. E, Kiri mai să deschide un RAM. Nu prea merge treaba. Au dat băieții și un sticker să ne lipim pe frunte. De ce nu? Foarte frumos pe partea lor. Respect 10 din 10. Punem pe birou aici. Uităm frumos ce scrie pe placa de bază. Se pare că trebuie montat în al doilea slot. Se vede ceva de capul meu? Aaaa! Să mă arăt frații mei dacă se vede ceva. Se vede un pic, bă, băieți? Hai că parcă se vede ceva. Parcă. Parcă nu e chiar așa rău. Eu zic că se vede decent. Pot spune. Deschidem și procesorul, de ce nu? Se vede tot-o bine? Cum am lumina? Ia să vedem. Se reflectează mizeria asta? Pula mea, n-am ce să fac, nu știu ce să zic. Să mai mutăm de lumină, să o mai dăm. Dracu să ia. Ne descurcăm și noi ce avem. Ce să facem? Viața e grele. Mai repede în dulap. Aia, dă-l în pula mea de dulap.
Băgăm un green skin. Frumos. Un skin așa verde ar merge, ești nebun. Dar să moară frații mei. E groasă treaba și cu el. Aștept totuși întrebarea cu are pastă preaplicată sau nu are. Dacă nu primesc întrebarea asta, mai amețeala, vă rog frumos. Dacă se poate să-mi fie adresată această întrebare. Se poate? Sau nu se poate? Parcă nu merge viața fără o întrebare de genul ăsta. Nu merge viața fără o întrebare de genul ăsta, bă, băieți. Scoate-mi și rubrini să... Da, sub procesor, băi, Ileana, de ce... Pa, scăște FPS-ul cu 50% minim. Minim. Deci, n-ai idee, bă. E groasă treaba, mă. Ia să reușim noi să prindem și noi ceva. O mizerie asta. Și temperatura cu 100? No, ce ai cu aia? Scade temperatura cu 100. Cu 100 minim. Deci temperatura scade, mamă, drastic. N-ai idee. N-ai văzut așa ceva în viața ta. Să moară frații mei. N-ai văzut așa ceva în viața ta. Cu pasta asta termoconductoare. E viața mea pasta aia cu aia. Fără ea nu pot să trăiesc. Dimineața când îmi pun un bol de cereale cu lapte, mai adaug și niște paste termoconductoare, știi? Să meargă bine. La fel, parcă nu merge treaba, știi? Bă, dar unde e Matei pe chat-ul meu? Vreau să-l văd pe Matei. E calculatorul lui până la urmă, nu? Trebuie să vedem ce părere are. Ce se întâmplă cu el. Mai trăiește, nu mai trăiește? Nu poate să joace WoW când eu îi fac calculatorul. N-are cum. Îl rog respectuos să vină pe chat. Să-și dea cu părerea despre viață. E aici? E atent să nu moară în WoW? Lasă, bă, și WoW-ul ăla. Învață de aici niște semi-meserie, ceva de genul. Deci, pentru prietenii mei care mă întreabă, avem niște pastă, se vede frumos aici, care va fi extrem de utilă, evident. Poate montăm și procesorul în viața asta. Dacă se poate. Focusăm și noi puțin camera? Focusăm puțin? Focusăm pe morții mei. S-a văzut și Ryzen-ul, dar nu s-a mai putut să moară frații mei. Am avut și Ryzen, ești nebun. Deci montăm un Ryzen 5, 1600, foarte frumos. Foarte simplu de fel. E chiar foarte ușor. Ba n-ai, e cel mai banal lucru. Îl securizăm. Și aia am fost. N-a fost chiar mare șmecherie, nu? Parcă e chiar așa greu să faci un calculator. Încercăm să aliniem puțin piciorușile astea cu șuruburile. Să moară frații mei. Hai că pare că stă. Pare. Pe margini. Unde am pus coaie mâna pe el? Bă! Pun mâna pe tine. Ce dracu crezi că facem, bă, aici, Iuliane? Nu uita cine ți-a făcut calculatorul, bă, Iuliane. Ai grijă. Că ne supărăm, bă, Iuliane.
Cercăm să-l înșurubăm și noi în X, să fim puțin inteligenți, să ne folosim 1% din IQ, adică 1, minim. Pula mea. Cercăm și noi cât se poate. Să mai deconectează lumea după Discord, e viață grea acolo. E viață grea, bă, băieți, e viață grea. Să mai înșurubează și ăsta. O să mai înșurubează, gata. Am avut și calculator. Oh my god. Să mai înșurubează, să moară frații mei. Opa. Ne-am luat emoțiile puțin. Am avut și placa de bază? Am avut. Ne-am dus. Ne-au luat emoțiile, ești nebun la cap. Oh my, gata. S-au dus emoțiile. Ce morții, mă, te-ai futut zărasa, mă, te-ai să-ți fut. Amedeu pulii mele. Că eu n-am amedeu tot în calculator să moară, frate. Să vedem cu aici. L-am strâns pe ăsta prea tare, pula mea. Poate rezolvă și noi problema astăzi. Sau ne prinde anul nou cu calculatorul ăsta. Păreri, chat? Păreri? Montăm și noi un cooler? Montăm pe pula mea. Nu montăm nimic. Îi trimitem calculatorul la băiatul ăsta fără cooler. Să-l răcească cum știe el mai bine. Ară, frații mei. O, oh, încercăm. Pare că ne-a reușit un pic, pare, așa, un pic, un pic. Production value. Mamă, cum se vede să moară frații mei, ai că nu-i chiar așa rău. Sper. Doamne ajută. Ne-a dus viața la urină. Acest minunat cooler. Dar măcar o să-și facă treaba. Să sperăm. Ce zici, bă, Eliane, mai merge ouă ăla? Cum e treaba? E forță să moară mainul ăla, nu? Moară frații mei. Face două levele pe dungeon. Păi, așa trebuie să meargă treaba. Nu să stai 7 ani. Nu? Păi, așa zic că ar trebui să meargă. Să nu stai chiar 7000 de ani. Dar să mai învârte și șurubul ăsta sau dau un gol. Să moară frații mei. Hai că am avut și cooler să mă arăt tata. Zici că forjez să moară frații mei. Tot o bene, nu? Tot o bene, băieți. Tot o bene, tot o bene. Aproape tot o bene. Pare că se mai mișcă și nenorocirea asta. Așa. Așa sper. Ce zici, băi, Leane, după ce termin calculatorul, ți-l trimis și ție? Îi dai așa un test? Păreri? Sau îl bagi direct pe OLX?
25 de bețe, parcă merge. Da, bă, ai dreptate și tu, îl pui pe Oleg și te-ai scos, să moară frații mei. Dar dacă mai învârt mult la chestia asta, mă arunc de pe geam. Simt că iau razna cu aia. Nu vrea și cu ăla ăsta să meargă. Mi-a făcut noaptea asta un calvar. Să moară frații mei. Ne-am dus pe pulă. Deci după lupte antice și parcă am montat și noi culorul ăsta după 7000 de ani. Numai la Hupam PC Building, evident. Ce mai tare din lume, moară frații mei. Să facem și noi puțin wire management. Să scoatem 7000 de șoricei. I-am strâns aici de când eram mic. Am pus unul câte unul fiecare zi. Asta a adunat ceva. Tot o bine până acum, nu s-a văzut absolut nimic pe stream, dar ne descurcăm noi, cum putem. Să moară frații mei dacă se vede ceva. Am pus și o camera aia, dar n-am mai putut. Moară frații mei. Ok. Facem puțină curățenie pe aici. Ar fi cazul că am groasă treaba. Să strângem și noi cutiile astea, că nu-i bine. Avem cea mai mică masă din lume, dar o facem să meargă până la urmă. Nu-i chiar așa de rău. Capa. Bă, nu lipsește nimic. Sau stiu eu orb. Am orbit oare? Ah. Gata, am găsit și restul. Ambalajul de procesor. Să-l dăm lui Matei să-l pună în cap, să-l țină acolo frumos, ca trofeu. Să pună 7000 de cutii să-și facă o casă din calculatorul ăsta. Ar fi chiar așa rău. Deci am terminat cu procesorul, putem să-l punem deoparte. Așa. Lăsăm puțin placa de bază pe masă. Să punem restul. Lucrurilor semi-inutile, aș putea spune.
Ia să punem și rami, să nu uităm de ei. Frumos. Șuruburile. Bun, deci am terminat cu placa de bază, cu procesorul. Așa, să vedem ce mai face chat-ul ăsta, mă, frate. Mai trăiește, nu mai trăiește? Care-i faza cu el? Ia să vedem. Ce se întâmplă cu acest chat? Urmărește și pe noi cineva? Hai că poate, poate. Poate, poate. Am atâția pe telefon, voi sunteți concentrați, da, bă, vă înțeleg, vă înțeleg. Mi se pare normal, mi se pare normal. Mai hidratăm puțin. Bă, e timpul să montăm culorile pe carcasă. Să punem placa de bază deoparte. Facem puțin loc pe biroul principal, care nu se vede, bineînțeles că e în camera de la Logitech. Așa. Mutăm și SSD-ul și restul pe birou. Lăsăm placa video mai la sfârșit să o montăm, că ea se montează de obicei ultima. Sursa îi mai dăm puțin timp până ne ocupăm și de ea. O lăsăm frumos în spate pe aici, sper să nu cadă, nu cade capa. Ne ocupăm și de carcasă frumos. E să ne ridicăm puțin, dar ne facem noi loc, că nu suntem chiar așa mari. Pot să zic. Ia să vedem. Hai că ne vedem și noi să moară fracții mei. Parcă. Parcă se vede ceva, nu-i chiar așa rău pe cât mă așteptam. Să punem deoparte panoul lateral din sticlă, să ne putem ocupa de montarea ventilatoarelor. Aici avem și șuruburile aferente carcasei. Să desfacem și panoul lateral. Destul de șmecheră carcasa, n-am ce să zic. Foarte tare. O să vadă genial cu ventilatoarele pe bleu sau albastru. Parcă erau bleu, dacă mi-aduc aminte bine. Parcă. Așa. Să desfacem și minunatele ventilatoare. Ia să vedem. Hai că am avut și sigiliul la ele să-mi bag până la PC Garaj. Mare țeapă ce ne-au dat. Ne-au pus și sigiliul să moară, frații. Și drept, ventilatorul chiar arată destul de bine, pot spune. Parcă nu e chiar ultima chinezărie, capa.
Oh, ce tare se vede spatele la carcasă, ești nebun? Chiar se vede ca lumea spatele la carcasă, nu mă așteptam. E destul de ok. Să scoatem și șuruburile aferente ventilatorului și să începem să-l montăm. Eu așa zic că ar fi cazul. Voi ce credeți, băieți? Sau sunteți ocupați încă cu ou? Băieții mei grei. Moderatorii mei pe chat. Oamenii mei. Montează destul de ok, pot spune, aceste ventilatoare de la Deepcool. Să vedem cât de bune sunt. După ce le dăm drumul, bineînțeles. Sunt curios. Cum fac față solicitărilor? Ia să vedem. Ce ziceți chat? Cum e carcasa asta? Arată bine? N-arată bine? Păreri? Opinii? Dacă vă spun și cât costă, vă ia amețeala cum mă ia pe mine, da? Eu zic că o să-și merite banii. Părerea mea. E forță? Da, bă, 250 ceva aici, nebun. Bă, pentru 250 ceva poți să-ți iei unele carcase deja cu ventilatoare, dar sunt cam chinezării, pula mea. Nu că asta ar fi chiar cea mai bună, dar... Așa, de nivel mediu, pot spune. Bă, Iuliana, ta a fost 140 și ceva, 145, cam așa, tot de la Deepcool, numai că era model fără panou ăsta de sticlă, știi? Da, pana mea era forță, știi, adică pentru banii aia e parfum. N-ai ce să ceri mai mult, știi, de banii aia. Ce dracu să mai ceri? Chiar n-ai ce să ceri de banii respectivi. Ia să mai deschidem noi un ventilator. Oricum, ai cam același setup, știi, doar că tu ai 1600X. Și a venit și în bundle cu... coolerul ăla. Da, pana mea, filtre de praf. Nebunele, ți-a venit și cu un ventilator. Bine, nu e cine știe ce, dar pana mea. Eu zic că e decentă carcasa aia care ți-am luat-o. Păcat că n-am... Păcat că n-am filmat, știi, că... Când făceam. Până nu. Dar oricum, sunt forță și... Sunt forță ca... Aceste... carcase de la Deepcool, pot spune. Oricum arată genial albul ăsta, așa chiar de senzația de o carcasă de aia destul de scumpă, peste 300 de lei, părerea mea. Mai ales că are și RGB-ul ăsta pe în față care poți să îi dai drumul. Eu zic că e destul de mișto. Așa, ia să trecem la treabă.
auziți un zgomot destul de puternic, pot spune. Sper să nu vă sperie. Dacă deschidem și noi carcasa asta săptămâna asta. Da, Dumnezeu. Am și deschis-o frumos. Să tragem și firele astea până în altă parte, să nu se vadă urât. Dacă dorește această minunată carcasă să mă asculte și pe mine. Pare destul de ascultătoare, dacă ai grijă de ea. Căcat! Salut, băi, Bogdane, ce faci? Cum e viața, Bogdane, ia zi? Mă, mai veni cu Nicușor aici pe stream? Pe PC Building Simulator Live, capa? Matei, PC? PC Builder, mamă! Ce ai, mă, ești nebun, e viață cu calculatoarele astea. Stai 7 ani să le montezi, dar... Parcă nu-i chiar așa rău. Părerea mea. Mamă, 5 viewer pe Twitch! Ne-am dat dracu. Ești nebun. PC Building Center Simulator. Ce ai, mă, ești nebunul? E forță. Arată și destul de bine webcam-ul ăsta acum. Nu știu cât de bine se vede lumina, sincer, dar pot să sper și eu că se vede decent. Mai mult de atât n-am ce să zic, momentan. Pana mea. Uite, deja avem 4 view-uri, unul a plecat, s-a supărat. Moară frații. Ce să faci, băi, doamne? Se vede destul de ok? Bă, pana, eu zic că e destul de bine, ce pot să zic? Pentru un setup de-asta de semi-sărac? E chiar așa rău, ce pot să zic? Încercăm și noi să... facem să meargă treaba. Ia să vedem cum le montăm. Hai că s-a dus și pe pulă șurubul ăsta. Bă, Bogdane, nu vorbim de acea firmă aici pe stream. Te rog frumos, nu facem... Nu le facem reclamă, că nu-i frumos, da? Mai dai în ceva. De sclavi. Cu firma lor, cu tot. Băi, te rog frumos, Bogdane, ce facem? Ia stai, să-ți dau și moderator, mă, Bogdane, ce dracu? N-ai moderator la mine pe chat? Gata, Bogdane, ești moderator la mine în chat. Nu că aveam mult ce să moderez, dar... putem să sperăm și noi la ceva decent. Știi ce zic? Mă, cum e și firul ăsta să moară, frații mei. S-a dus pe pulă și șurubul ăla, de 7 ori s-a dus. Moară, frații mei, dacă-l văd. Mamă, mâncați-i și pula ta cum se duc șuruburile astea, zboară de... Nu prea le place de mine. Oana mea, nu le place de fața mea, ce să fac? Atât am și eu. N-ai ce să faci. Păi am magnețel, Bogdane, dar...
Au fost ele cam obraznice, știi, și... Na. Nu prea le-am arătat cine e șeful, știi? Și na, acum trebuie să mă aplec ca ultimul handicapat în casă ca să iau două șuruburi, să moară frățiorii mei, ești nebun. Mișcă caut aur. Propria acasă. Moară frații mei. Uite, o Bogdane, e pana mea, le stau, știi? Pula mea. Magnetie, da. Să mai supără ele pe mine câteodată. Hai că le-am găsit, nu-i problemă. Cunosc environment-ul, știi? Cunosc împrejurile mele pe aici, pe casă și mă descurc și eu cât de cât, ce pot să zic. Cred că dacă e să mă uit la ceas, doar ești owner pe acolo. Mamă, mi-e și frică să mă uit să văd de cât timp mă înregistrez și de cât timp fac live în același timp. Cred că am stat 10 minute numai să pun culorul ăla nenorocit. Să moară frații mei. Pula mea, ce să faci? Ne descurcăm și noi cum putem. Atâta se poate. Mama, adevărat, ia să ies eu de pe Discord ăsta, că e cam super pe băieți. Cu 7000 de sunete, cu nu știu ce. Moară frații mei. Așa, ia să vedem. Cum îl montăm noi pe băiatul ăsta? Avem loc pe aici? Avem loc, ia uite ce frumos e. E loc destul. Viața mea carcasa asta, gata. E preferata mea deja. Am loc să montez și ventilatoarele, gata. Deja o pun la favorite, nu mai se poate. Da, ia să dăm dracu și noi niște drum la muzică, ceva, că parcă e prea așa. Parcă mă ia capul. Chat, doresc să răspundeți și mie dacă se aude cât de cât de ce în muzica sau dacă e prea tare. A, ești tu aici, Bogdane, să destinzi atmosfera, mersi frumos. Sincere, sincere respecte, Bogdane. Prea se vede ok aici ce fac, dar... Bă, chiar nu se vede chiar așa rău. Mă rog, frații mei. E ok, perfect. Așa sper și eu, Bogdane. A, dați și voi un share la acest live minunat, la familie, la neamuri, la... Da bine, dacă la neamuri le dați, cred că le stric ziua, dar ce să fac? Mai vedem, mai negociem. Să cam supără. Dacă eu mai înjur pe aici, mai sunt un pic coleric, aș putea spune, uneori. Sau doar agitat, cine știe. Una din două. Cum se aude muzica adevărat? E ok? Prea tare? Prea încet? Să mai modific puțin? Aș dori să știu dacă se poate chat. Prieteni, tovarăși, moderatorii mei. Se poate să primești și eu un răspuns, băieți? Eu zic că e ok. Bă, mersi frumos, Bogdane, să trăiești. Așa sper și eu să fie. Sau puțin de tot mai încet. Să o dau eu mai încet? Ia stai așa, cum modific de aici. Ia zi, Bogdane, cum e acum? Te rog respectos să mă anunți și pe mine dacă e ok. E ok? Sigur?
E perfect? Ăla e mâncate și. Atât am vrut să aud. Poate mi-au copyright pe YouTube când postez video, dar vedem, vedem, vedem. Negociem cu ei. Să ne înțeleagă și pe noi că suntem la început. Primul nostru video. Video live. Mamă, de la 6 view-uri la 3 view-uri, chiar așa de rău e? Mi le place la băieții de pe Twitch limba română? E nasoară treaba. Ia să vedem, avem un loc pe aici. Ia să vedem. Mamă, chiar la fix l-am pus. S-a băgat Nic la culcare, nu e coaie, că se uită la mine, l-am acolo la online friends. E omul meu, Iulian, nu mă lasă la greu. E tovarășul meu. Nu mă lasă niciodată la greu. Am încredere în el. Știu eu sigur că nu mă las să spun eu, Bogdane. Ah, da, probabil că ai avut impresia asta, da. Ia zi, Bogdane, n-ai vrea și tu o carcasă ca asta? Ce păreri? Opinii? Cum ți se pare? Sincer, Bogdane, sincer, sincer. Cât de sincer poți tu să fii? Bă, să știi că e foarte șmecher. Ideea e că nu vine cu ventilatoare. Și de-aia am și cumpărat 4 ventilatoare să bag aici. Puțin overkill, dar nu strică. Să fim siguri că temperaturile sunt decente. Bă, e și varianta pe negru. Aia e mai ieftin, asta e vreo 250 în magazin. La PC tăiem sigilii pe un garaj, capa. Parcă vezi că nu merge vreun veteator și le-am pus degeaba că mă ia amețeala. Deci, n-ai să vezi ce rage o să fac atunci, o să fie groasă treaba, Bogdane, crede-mă. Nu o să-ți placă cum o să devin. Până la mea, chiar mi se pare genială. Parcă văd că o laud tot stream-ul și după aia ceva nu merge bine și mă apuc amețeala. Da, totul e posibil. Avem mănânchi de cabluri, dar nu-i problemă. Momentan avem altă treabă. Mamă, să moară frații mei dacă se mai vede ceva. Ia să vedem. Să vede, dar nu se mai poate. Ia, dacă o punem așa. Se vede pe pula mea, nu se vede nimic. Bă, n-am ghicit și voi ce fac aici. Că altceva n-am ce să fac. Ia să vedem dacă ne-au montat bine. Da, nu le-au montat chiar ok. Trebuie să mai adăugăm noi niște stand-off-uri. Da, nu-i problemă. Montăm și aia shield-ul frumos. Aranjăm puțin acești mici pini, dacă pot să le spun așa.
Să nu futem chiar... chiar tot. Hai că ne-am dus pe pulă cu aia shield-ul ăsta. Și firul ăsta, futu-ți drasta, mă, te dă fir să-ți fut. Asta și mâine. Nu mă simt bine dacă nu înjur cel puțin o dată. O piesă, o componentă că a luat oriceva. Moară frații mei. Pare destul de ok. Chiar mai mult decât ok. Așa. Mai e cineva pe chat-ul ăsta cu aia? Să mai trăiește pe chat-ul ăsta? Mamă, ce transpirat pe frunte să mă, frații mei. Așa. Ia să luăm și patentul. Dacă îl găsim. Mă bucur, Bogdane, că ești cu mine aici, că ești alături de mine, respecte. Respecte eterne, vorba lui Gabi. N-ai cum decât respecte eterne să oferi. Mamă, dar să mișcă și astea, dar nu se mai poate. Oh, a venit și domnul Axi, respecte. Ne umplem aici pe chat. Ce avem noi acolo? Bă, Axi, ai ratat-o puțin asamblarea, dar câteva înjurături, dar n-ai pierdut mare lucru, cred. Acum nu știu ce să zic. Dacă să fiu sincer cu tine sau nu. Da, e PC-ul lui Mateuț. A, n-a mers. Coolerul de la procesor mi-a dat puțin bătăi de cap, l-am înjurat un pic și l-am făcut să meargă. Că știi că dacă nu-l înjur, nu-l jignesc puțin, nu mă simt bine. Că doar mă știi. Da, l-am jignit puțin. I-am arătat cine jignește mai mult și... pare că am câștigat. Da, nu-i problemă, e tot o bene, tot o bene. Suntem ok. Cine mai asamblează calculatoare la 12 noapte? Cine persoane? E, că sunt bolnavi, probabil. Am făcut-o șurubul, mă, ce să-ți fut. Tu ce zici, bă, Axi, cum e viața? Ăla asamblez de face mai mult aer ca improvizația lui Gabi. Și improvizația lui Gabi cu aia. Despre ce vorbim aici? Lămuriește-mă și pe mine că eu sunt mai redus și nu pot să-mi dau seama imediat, nu mă duce cap. Să mă iei așa mai ușor.
A, aer cu aer condiționat și a pus ventilatorul de carcasă pe birou, da. Pana mea, e genial omul. Dar la nimic culoare de la PC cu aia, e culoare de carcasă. Culoare de PC e altfel. Dar nu-i problemă. Învățăm lucruri noi în fiecare zi. Ma, dar le-am pus și eu, tata le mai găsește pe aici. Ia să vedem câte ne trebuie. 6 la număr se pare. 6 standoff-uri ne trebuie. Da, Axi, știu. E ok, stai liniștit. Trebuia să te lămuresc în privința asta, știi? Eu nu puteam așa să te las nelămurit, dacă mă înțelegi, știi? Deci mai trebuie să mai pun. Ia să vedem noi unde mai punem niște standoff-uri. Aha. Gata, fraților, merge treaba. Ia bă, Axi, ești pe stream, Axi? Ia să-mi zici dacă ești. Uite, vezi acest ventilator mare? Asta e coolerul de la procesor. Dacă dansezi ca Ricardo Miloș în timp ce îl asamblezi, îți dau subscribe. Să moară frații mei. Nu-mi dai idei că cine știe ce fac pe aici. Nu o să iasă prea bine, știi ce zic? Momentan, dacă se întreabă cineva ce fac aici de un vârt în gol, bag și eu un standoff pentru placa de bază și încerc să nu-l jignesc. Încerc. Bă, dar un subscriber nu-l numeau și eu pe canalul ăsta nenorocit de Twitch. Chiar așa, halul ăsta. Nu se găsește un românaș să-mi dea și mie subscribe aici, frumos, capa. Adică follow. Subscribe-ul să-mi iau pe YouTube, sper. Doamnește. Dacă vrei, dau eu un follow și am follow și follow. Mersi cu ai, las. E ok. Oricum, n-are cine să-mi dea, că pana mea, din 4 viewer, 4 sunteți români care mă aveți deja. Îți dai seama, n-are cine să-mi dea follow aici. E mai greu. Poate să-mi dea follow pentru muzică, că... Pentru content, mai greu. Mai greu. Până asamblezi eu ăsta, mai ia cap. Dau eu muzică, frate. Da, bă, nu-i problemă. Când mă plictisesc de ăsta, de care l-ascult acum, te contactez, îți dai seama. Facem și contract. Facem și promoting cu aia, tot ce vrei tu, ești nebun. Ce vrei tu? Facem de toate aici, pe canalul ăsta. Să moară frații mei dacă mai văd unde am pus ăla. Ia uite cum a căzut. L-am găsit, a venit singur. M-am liniștit un pic. Faci una mică pentru promoting? Mamă! E groasă treaba atunci. Chiar nu mă așteptam, bă, Axi. Mai lovit unde trebuie, cum se spune. Știi? Încă nu m-a lovit. Bă, Bogdan, ai și tu dreptate, dar m-a lovit așa, spiritual, pot spune. M-a lovit prin cuvinte, știi? Mi-a oferit o... Farmez pe cu voce ta pe fundal și e și muzica relaxă. Aaa, mea. Merge treaba aici, nebun. Dacă faci două monitoare,
O puneai pe al doilea monitor, te uitai la mine, mai învățai ceva frumos și ăla erai. Ești nebun. Învățai aici să faci calculatoare. De 2500 de lei. Plus monitor. Până la... Suma ajunge până la 3000. Monitor de 144. Ce să mai vrei? Nu mai găsești nicăieri așa în România. Ofertă. Băi, deci Axi, te rog frumos, pe stream la mine nu pronunțăm acel nume cu M și Y, da? Acea firmă nu e ok. Acea firmă fură bani de la oameni, auzi. Și nu recomandăm acea firmă, dar nu-i spunem nici numele, că nu-i bine. Băi, ce facem aici? Comprende, Axi, comprende? Sau nu e comprende? Așa, e că am învârtit la asta 7 ani. Da, merge treaba. Hai că am montat și eu ăsta de... Dă mă la criză. L-am pus invers, că sunt handicapat. Băi, deci business-ul lui Hupaunul ăsta lui Matei nu poate fi asociat cu acel nume de firmă care vinde pe acel site. Deci te rog frumos. Te rog frumos să nu mai pronunți acel nume în chat, că nu e plăcut. Îmi conferă disconfort, da? Și chiar îmi strică karma. Nu știu, parcă nu e bine. Parcă îmi dă așa un debuff. Cum adică cu aia să vin la voa? Lasă ouă ăla în pace, că e timp și pentru el, dar acum facem calculatoare, vezi? Nu contează ce oră e la Matei PC Builds, facem calculatoare zi și noapte, visăm calculatoare. Ce vrei să spui, că nu-ți place cum asamblează Matei, acest Mr. Hupaun? Nu-ți place de el? Asta vrei tu să-mi spui? Cum faceți clip? Păi, pana mea, trebuie să aveți acolo o opțiune ceva, știi? Trebuie să fie acolo o opțiune. Întreb pentru un prieten să moară, frații mei, cum e gluma asta. E cea mai tare glumă din istorie. Bă, nu știu, trebuie să ai acolo un buton de clip. Nu, pe bune, chiar trebuie să ai un buton de clip, dar nu știu exact pe unde e, că de obicei Iulian nu făcea clipurile pe canal. El e forță, el e baros. El e tankul de aici, știi? Montat și noi placa de bază după 7 miliarde de ani. Ne mișcăm și noi puțin. E viață. Mamă, futu-s morții, mătii, da, ai o shield. Cu cine te-a făcut, băga mea și pula morții, mătii, să-ți fut. Că tu nu vrei să intri, băga mea și pula morții. Intră futu-s rasa, mătii, în gât. Ești până în rasa ta de... Dai o shield. Hai că deja încep să-mi jur caracasa asta. Am lăudat-o că arată bine, că nu știu ce, și când se pun ai o shield-ul... S-a căcat pe mine caracasa asta. S-a pișat pe mine. Mi-a dat de... nu mai știu de mine. Ați făcut clip? E viață, mă. E viață. Să mă uit și eu după ce termin, adevărat. Mamă, cum mi se vede părul acolo cu aia pe stream, să moară frații mei. Zic că fac reclamă la... Nu mai zic nimic.
frații mei. I-am dat șuruburile pe jos, le-am dat, cum sunt, e viața mea. Să dau șuruburile astea e forță. Mare clip cu aia ce ți-am făcut. Hai că vedem, vedem, vedem. Cum să nu. Ne uităm după stream frumos, după ce montăm toate alea. Avem timp destul. Mamă, cum stau și culeg astea ca ultimul handicapat să-mi bag pula în creierii mei. Nu puteam să le pun și eu undeva frumos? Nu m-a dus cap. 99 IQ. Bă, da, prost sunt să-mi bag pula cu ei. Sunt chiar ratat. Am mai căzut unul pe jos, futu-s morții, mă, ce s-a sufăt. Ia să mai scoatem unele în plus, să rămân aici. Vene cam trebuie. Așa. Câte avem? 6 pe placa de bază. Mai păstrăm câteva pentru SSD. Așa. Restul le băgăm și noi pe aici frumos. Dacă nu se duc toate. Mamă, cum s-a dus ăla pe jos, băgam aia și pula. În creierii mei. Bă, adevărat, i-a întrebat pe Matei, are cumva idee de cât timp m-am apucat de stream? La cât, la cât l-am început? Chiar sunt foarte curios să știu așa pe la ce, pe la ce oră am început. Alo, chat? Sunteți cu mine? Doi, mamă, să moară frații mei. Dar atunci fac cu aia. Ca ți ieși pula ta la play mă culc. Să moară. Să nu mai moară nimeni. Dar n-are cum atunci. Nu, e pe la 11 jumate. Cred. N-are cum la 10 jumate. Vă spun eu că n-are cum. Așa a zis el. Băi, băi. Pula mea. N-are cum. E prea mult. Forță și placa asta de bazare și slopă M2. Pula mea, chiar nu era. Pentru 230 de lei. Și face ea treaba. Nu e cea mai bună, dar pentru cei care nu o să facă overclock niciodată, e perfectă. Voi ce faceți, băieți? Cum merge treaba? V-ați băgat la un raid pe WoW ceva? Tu abia ai intrat, a. Și ai farmat ceva sau... Sau mă rog, ce ai de gând să farmezi? Mă gândesc că niște mining. Probabil. Dacă ghicezi bine. Ia să vedem, băieți. Mai mult mă uit aici la tine. A, Bogdane,
te invit să îți dai așa cu părerea. Chiar, chiar sunt curios ce crezi. Bine, n-am montat încă toate componentele, dar eu zic că n-arată rău. Chiar decent. Trebuia eu să trag asta până altă parte. Dar rezolv eu. Modern, bă, sincer, chestia asta de aici, shroud-ul ăsta care acoperă sursa și cablurile, e genial. Și, mă, n-am mai restul. E foarte mult loc de asamblat, de aranjat cablurile de la sursă și, na, e chiar, chiar bombă. E să o dăm, să o dăm așa într-o parte. Să luăm... Să luăm sursa. Ești puțin pe fază, Bogdane? Așa, fii atent, uite sursa asta. O să... Ți-o recomand și ție, adică mă rog, o să ți-o recomand. Ți-o recomand și ție, știi? E cea mai bună firmă de surse, Sisonic, știi? Facem unboxing, aici facem toate cu aia, scoatem componente de... De unde nu vezi, întind mâna și scot un component cu aia, e nebunie. Ce se întâmplă aici? Ies componentele de nicăieri din camera asta, nu știi pe unde le găsești. Dacă deschid dulapul, găsești 7 cutii. Event. Bă, da, pot să zic că da. Nu era ideea, zboară cu surse aici, cu procesoare, cu ce vrei tu, ești nebun. Ia să vedem. Oferim și noi. Cam cât costă? Bă, e în jur de 250-270. Prețul oscilează, știi? Cutia cu plăcerea lui Matei. Să moară, frații mei. E, până mea. Bă, deci mă iumește Sisonic cu aia. Uite, ei îmi dau șoricei cu aia. Deci ei în prețul ăsta îmi bagă și șoricei. Uite, uite câți mi-a băgat, să moară frații mei. Pe cu ăsta fac un calculator aproape. Sunt zei ăștia de la Sisonic cu aia. Conectorul ăsta e antic, cablu de alimentare. Ia să vedem. Wanna see my pleasure room. Boxi, nu chiar acum, dar dacă vrei mai pe seara așa, știi cum e. Eu zic că sunt disponibil. Bă, băieți, avem Sisonic-ul. Pula mea, nu se vede el prea bine, dar slobă spătau. Ce pot să zic? Suntem bine momentan. Suntem calmi. Tot bine. E mișto, mi like. O coaie, deci are 3 kg, deci e imens, e mai grea, cred că e la fel de grea decât ca și ca și carcasa, pardon. E forță. N-ai cum să greșești cu Sisonic. Pana mea. Mamă, ce sistem au făcut aici. Ești nebun la cap. Să moară frații mei. N-am văzut neam de neam un nou sistem ca ăsta. E gata că m-am supărat. Și tu faci reclamă la dormeu? Mamă. Sunt forță, trebuie să-mi iau și un dormeu de ăla. Așa, ia să vedem. Ne-am apucat de tăiat, de distrus, tem, cabluri pe aici, chestii, trestii. Noapte bună. Adevărat. Și mie făceam niște glume din alea cu dormeu, e forță. Mamă, ia uite, au prins cablurile și cu șoricii pe aici. Băi, ăștia sunt zei băieții ăștia, n-ai ce să zici. Mâini tăiete, da, Maxi. Tăiem mâini, picioare, pana mea, e distracție maximă. Ia stai și să punem noi ăsta la loc, că văd că avem niște probleme tehnice pe aici. Depinde de comandă ce tăiem. Adevărat. Show boobs for views. Bă,
Vezi că e, sună tentant. E chiar așa de... de rău ce zici tu. Chiar nu e rău. Parcă m-ar tenta așa puțin. Să... Vă plac matele astea, băieți? Vă plac? Sunt forță. Dacă vă uitați și în spate aici, plângeți. Îmi ia o oră mâine să fac cable management-ul. Mamă, cu aia, dar nu dăm și noi un test ceva să vedem dacă funcționează. Îl băgăm așa ca autiștii, îl băgăm așa ca autiștii. Merg niște cărnați din ele. Mamă, cu aia, nu-i sănătos. Să moară frații mei. Auzi, cu aia, cărnați din cadrul de sursă. M-a luat amețeala cu aia, deci m-a luat amețeala. Nu se poate. Nu se poate să te trezezi așa pe stream-ul meu cu aia. Deci nu-i bine. Bă, cu aia, dar eu n-am scos șuruburile de la sursă sau nu mi-au dat băieții? Sau le-am aruncat eu pe jos? Mamă, cu aia. Ce dracu am făcut cu ele, adevărat să moară frații mei. Mama mea. Ce pula am făcut cu ele, cu aia? Iau de la carcasă, nu-i problemă, dar pula mea. Cred că s-au căcat ăștia pe mine și mi-au dat mai multe, mi-au dat mai mulți șoricei. Dar șuruburi mi-au mai dat de la sursă. Asta e pula mea. Ce să faci? Problemă. Găsim aici. Avem de toate pe birou ăsta, zici că e... zici că e PC garaj. Ne-am făcut și reclamă la handicapație. L-ai lăudat prea repede. Să-mi ba pula cu aia adevărat, nu știu. Sunt eu handicapat, cred că am pus aia, dar nu mai știu unde e. Că îți dă o mini... semi-punguță, să-i zic așa. Nici punguță nu poți să-i zici. Dar sunt eu orb și nu o văd. Am 7000 de chestii pe biroul ăsta, dar nu mai știu care cum e. Le-am băgat undeva. Bă, nu, poate mi-or fi căzut, dar nu cred. Eu văd că am talentul să-mi cadă lucruri. Oameni. Iar scot șuruburile astea ca ultimul sărac. Am încercat să mă uit pe clip. Care e clip, Bogdane? Ai făcut un clip sau te-ai uitat pe clipuri care le-ai făcut? Pana mea, nu știu, înseamnă că poate chiar nu fi venit. Treacu să ia, nu contează, că oricum vine carcasa cu 7000 de șuruburi și mai am și eu pe acasă. Dar, nu știu, cred că au uitat ăștia. S-au căcat pe mine. I-am lăudat că sunt cei mai buni, că e cea mai bună firmă, că mamă, că vezi, că morții măsi. S-au pișat pe mine cu ei. S-au căcat pe mine. Da, pana mea, o scoseți mai dreptate. Tu degeaba te-ai uitat că nu prea mai trecuse. Pana, cred că o găsesc eu mâine pe aici pe undeva, dar nu-i problemă. Cior din lui Mateus, 4 șuruburi ne face, ești nebun. Îi facem calculatură și nu-i dăm șuruburi. Capă. Iar aruncăm acolo toate componentele, facem o ciorbă. Bă, nu-i chiar așa de rău. Dar de ce să le aruncăm baxii? Ca la tata cu pământul acasă. Bă, fii atent. De ce să nu le ducem? Polex cu aia. Eu iau 60%, fă-ți fă-la și vă 40%. Păreri? Opinii? Doriți? Cu aia, vă dau și o placă video dacă vreți. Că și așa. Stă pe aici degeaba. Ce zici, Axi, te coafează un RX 570? E 600 de lei. E inclus în preț. Bă, pentru Axi trebuie să muncească, că... na. Axi are de muncit pentru ea. La ce placă video ai cu aia, mă mir că te lasă să deschizi calculatorul. Să moară frații mei. Placa aia video a ieșit o dată cu
S-a născut o dată cu Mateu, să-mi ba pula. Moară frații mei. Ce dracu. Ești nebun la cap. Mamă, dar intră și conectorul ăsta. Opa. Ia să întoarcem puțin să vadă și lumea ce facem, să nu fim chiar complet reduși mentali. Ce coe? Să pune invers sau ce moloz? Sau stiu redus? Să mor tu coaia că intră direct așa. La restul plăcilor nu intră chiar așa. Hai că mi-am băgat pula și în ea de placă de bază. Ce morții mă, sicoie? Mi-au dat ăștia țeapă cu placa de bază? Cu conectorul, cu viața? S-au căcat pe mine? Uite coaie cum nu intră. Ce morții mă, si... Mamă, m-a luat amețeala, cuiți. Deci m-a luat amețeala. Ce ai coaie că... Intră și conectorul ăsta, dar nu mai intră. Să moară frații mei. Hai că l-am băgat, băieți. Tăiem la montaj, tăiem la montaj și... Sigur că da. Tăiem pe morții măsi. Nu mai tem nimic. Ia să vedem cum se prezintă pe spate. Bă, nu se prezintă chiar așa rău pe spate. Putem să ascundem cablul ăsta nenorocit pe aici. De pe vremea vikingilor e placa mea. Ai simțit pentru o secundă disperarea? Nu știu că e chiar nu venea să mă apuc chiar de jignit profund. Că mie îmi place să jignesc profund, știi? A, dar stai, că trebuie să scot astea și am băgat placa de bază să moară frații mei. Dacă vă arăt aici, plângeți. Trebuie să scot căcaturile astea din spate și am pus placa de bază, viața mea. Hai că poate nu ies chiar așa de rău. Mamă, să moară frații mei. Până scot eu asta, plâng. A, cred că n-a fost chiar așa de rău. Am mai căpătat și noi experiență cu timpul. De 3 ani de când facem calculatoare. Parcă nu mai e chiar așa de rău. Capa. Zici că dai degețica cu aia. Ai mă, lasă-o morții măsii. Că dacă dădeam 400 de lei pe carcasă, astea erau cu șuruburi. Dar acum sunt pentru săraci. Ce dracu, le scoți și aia ești, sănătate. E hilar să moară Franța. Să mor tu cu aia, adevărat? Pula mea. Hai să vă arăt și... Mamă, cum e masa asta să moară frații mei. E din lemn masiv de îmi rupe spinarea. Deci, avem calculatorul. Hai să arătăm la lume și placa video. Să nu zică că furăm și alte prostii. Așa. Am desigilat-o noi înainte, nu vă faceți probleme. Capa. Ia să vedem. Placa se prezintă destul de ok. Păreri? Eu zic că arată destul de bine. Nu știu ce să zic. Voi ce ziceți? Păreri? Opinii? Mi-a mutit chat-ul cu aia, am arătat placa video, gata. Cred că ține o navă spațială dacă e. Să moară frații mei. Stai că fac eu clip, man. Cu aia, dar să-mi bag probleme, apare pe Discord, trebuie să închid Discord-ul că mă fute la astea. E groasă treaba.
Gata, bă, băieți, am scos și placa video. Cum dracu vă arăt eu cum montez această placă video? Ia să vedem. Producție nivelul 7000. Primul și în primul rând scoatem mica protecție de pe PCI Express. Scoatem și căcatele astea de plastic care acoperă porturile de DisplayPort, HDMI și DVI. DVI în 2019, moară frații mei. Mamă, dar mai este și asta. Zici că scot insecte din pământ, ești nebun? Arată curat, capa. Deja slotul PCI e pregătit. A, sunt handicapat cu aia, am uitat că trebuie să scot ăla. Mamă, ce rata sunt coaie. Ata m-a dus cap. Ata m-a dus cap, coaie. N-am putut mai mult, atât am putut. La ce ați făcut clip, adevărat? E ok, Bogdane, mă ierți? Pana mea, atâta pot ce, Bogdane, ce să faci? Știi cum e? E mai greu. La început frumos. Mă iertați frumos, sunteți prietenii mei. Ia uite-l. Și pe Mateu s-a intrat pe chat pe la ora 12:41. E forță. Respecte Mateuț cum... Am cu aia, dar și eu sunt handicapat. Stai așa că o punem de nou. Stai așa. Stai să arătăm la oameni cum se... Cum arată, ia. Abia aștept mâine, da, mă. Da, cu aia știu că abia aștepți. Stai liniștit că o să fie frumos. Deci, montăm placa video în slotul PCI Express, X16. Sigur, de altfel, X16. De pe această placă de bază. Așa. Și, după cum se poate observa, l-am montat. A fost foarte ușor. Timpul să luăm și noi niște șuruburi. Dacă ne duce și noi până-i capul. Să-mi instalezi tu ou dacă poți. Dacă poți, pardon. Bă, vedem mâine, Matei. Cum stau și cu timpul. Și vedem. Că mai am de reparat și un laptop și vedem ce și cum. Bă, Matei, dar zi sincer, cum se vede? Deci, dă-ți părerea ta sinceră. Cum se vede? Așa, cât se poate. Ia, te las câteva secunde să te uiți. Bine, el nu i-a prins, îți dai seama, evident. Cum ți se pare, Matei? Eu, mamă, să moară copilașii mei. Azi că e un căcat cu aia. Deci, propriul tău văr a spus că e un căcat. Să moară peștii mei cu aia. Deci n-ai cum să ai mai încredere în prieteni. Mamă, deci dacă vă arăt acum bidonul ăsta de apă, să moară frații mei. Pă tot îl pun în carburatorul ăsta. Pă tot îl pun, deci torn apa asta pe unitate. Dacă mă supărați. Apă de-aia am și eu. Cred că apă de-asta avem și noi toți. Până la H2O. Nebunel din astea. Ne jucăm cu cuvintele. Mai bine și noi niște apă. Trebuia să-i dau talpă la bidonul ăla, dar nu știu. Nu cred că îmi făcea bine. Deci Matei a dat nota 12 din 10. Mai bine te apuci de ASMR. Și ai cu ai. Mă apuc de ASMR când îmi iau un microfon de 300 de euro. Păreri? Opinii? Mamă, dar cum e slotul ăsta cu aia să moară copiii mei. Să iau un cablu și ce fac? Mi-l dau peste față? Să-l mestec cu aia? Mă, mai bine mestec niște... Nu mai zic nimic. Opinia mea este că nu ar trebui să dai 300 de euro pe un microfon. Dar glumea, mă, Bogdan, e ce dracu. Dau și eu 300 de lei și ăla sunt, știi?
300-400 de lei maxim. Da, e și ok și asta, adică pana mea. 6 am dat 290 pe acest Logitech C920, care e chiar bun. Foarte popular de altfel. Mă, ești nebun? Cât spațiu ocupă și astru cu ăsta, să moară frații mei. Provocări nebune cu hupaun. Băi, hai să lăsăm vrăjerile la... pentru o altă vreme. Hai să punem și noi cablurile astea, că ne apucă dimineața să moară frații mei. Dacă mai găsim și noi conectorii corespondenți. Corespunzători. Nici nu mai știu să mai vorbesc la ora asta. M-a luat amețeală. Deci avem PCI Express-ul. Îl punem deoparte. Așa. Hai să lăsăm pe Ilie pe YouTube, Mateuț. Adevărat cu aia, hai să nu pronunțăm. Deja am pronunțat eu numele lui, mai dă-l în pula mea. Și pe ăla. E un spart. Mamă, dar 7000 de molexuri de sata mi-au dat ăștia, zici că pun aici 7000 de harduri. Să moară frații mei. Cum să faci? Cum să te duci la culcare, bă, Matei? Te uiți aici până dimineață, ești nebun? Nu poți să ratezi așa ceva. N-ai cum. Deci n-ai cum cu aia. Serios, chiar n-ai cum. E mai ușor PC Building Simulator. Lasă-vă, Matei, că aici e PC Building Real Life. Ia mă, să întorc și eu unitatea asta, să vedeți și voi ceva. Că pula mea, poate... Poate. Acum sunt cablurile astea, m-au luat amețeala deja cu ele. Tu-s morți, măti. Am uitat să vă spun să vă pregătiți de înjurături, dar e ok. E ok. Ne calmăm puțin. Și îl montăm. Că nu e decât un nenorocită cablu de 8 pini. Pula mea, e ca... Merge treaba, merge. Ai apăsat alte F4 lor. Ce să zic pe Bogdane, e forță cu ouă ăsta și cu alianța lor, e parfum. Ia să vedem, mai știm unde e PC Express? Ia uite-l. Am găsit și cablul de PC Express, stai în forță. Bă, îmi place, oamenii mei stau aici să uită la mine, mai prind o chestie despre calculatoare. E forță cu aia, e forță. Avem 4 viewer la început, dar nu-i problemă. Că nu e mare lucru. Ia să vedem pe unde introducem și noi astea. Introducem, da. Cum ne place nouă să introducem. Nu? Hai că ne place să introducem. Ia să vedem care cablu e mai ok de băgat. Deci dacă pun cablul ăsta, ăsta rămâne așa cam pielea puli. A, nu-i nimic. Rezolvăm cu un șoricel, cum ne place nou. Aruncăm 7000 de șoricei, dacă îi mai găsim pe birou ăsta. Aici când sunt 4 view-uri, aici când sunt 400. Respect, Baxi, respect. Știu că o să stai cu mine până la final, până termin cu aia. Sau mă termină el pe mine, nu știu, dar mor de gât cu calculatorul ăsta. Și cu viața mea sunt Ryzen-urile astea. Știu că aveți încredere în mine. Sunteți susținătorii mei, prietenii mei. Cred că era pierdut hoarda voa și cred că mă bag la somn. Bă, Axi, cum să te bagi la somn? Nu vezi ce premieră e aici? Chiar așa, bă, Axi. Trebuie să stai aici cu tovarășul tău. Nu se poate așa să-l lași. Și chiar nu merge treaba, bă, Axi.
Ia să tem și ne un cablu. Capa. Bă, băieți, votați în chat câte cabluri de la conectorul PCI Express să tai. 1, 2 sau toate. Deci, aștept. Niciunul. Cum cu aia e? Hai să-l tem pe toate, ce dracu. Bana mea, s-a votat cam rapid. Când a auzit Mateus că-i tai cablurile, s-a supărat. Bă, Matei, eu n-am tăiat niciun cablu. Calmează-te, am tăiat ce-a mai rămas de la șoricel, ca să arate frumos, da? Și ne calmăm, da? Nu facem prostii aici pe acest stream, da? Nu ne batem joc de client, că știm foarte bine de ce. Mi-a strapind eu mai târziu. Bă, până acum arată destul de bine. Matei a tăiat șoricelul colpeta. Bă, ai dreptate și tu, n-am ce să zic. Dăm și noi un fire test, un pic. Să vedem dacă merge acest minunat calculator sau nu. Îi dăm așa drumul fără SSD, fără nimic. Să vedem dacă mișcă. Mamă, cum sunt emoticonele astea pe Twitch, sunt geniale. Chiar n-am ce să zic. Sunt de groază. Bă, dar adevărat trebuie să conectez și eu cablurile astea de Molex. N-ar fi rău. Am dat un refresh că mi se blocase. Bă, sper că nu s-a blocat stream-ul meu, asta sper, știi? Aia nu mi-ar face plăcere. Nu prea m-ar încânta. Pardon. Așa, ia să vedem câte molexuri avem pe aici. Mamă! Ne-au dat ăștia la molexul să asamblăm și universul, Hristos. Ești nebun. Dacă ar mai intra, bineînțeles. A, e de la tine? Ok, ok. Mă impacientasem un pic, dar mi-am revenit. Pot spune. Deci mai avem niște molexuri pe aici, ia să vedem dacă le putem găsi. Ia să vedem noi. Dacă dă Dumnezeu să găsim și noi un cablu. Deja mă pregăteam să jignesc un pic. Uite cu aia, chiar se vede bine, mamă, ce production value, mamă, sunt Dumnezeu. Îi învăț pe copii cum să bagem la Molex aici. Să bagi. Oh, a revenit BGD, sănătate, BGD, sănătate. Sincer, respecte și multă sănătate. Așa am fost învățat să zic. Cred. Ce umblu, Matei, acolo. Bă, cu aia de zici că sunt doctor, este? Zi tu că nu fac o operație pe creier acum. Să moară, frații mei. Zi tu, Bogdane, că nu e așa. Aștept răspunsul tău, Bogdane. Practic pe tot corpul. Acum reglez puțin ventilatoarele astea care sper din tot sufletul să nu-mi dea bătăi de cap, că altfel ne apucăm să jignim și nu e frumos. E bine să jignești. Bun, deci le lăsăm așa momentan să atârne ca nu mai zic nimic, ca ce? Așa. Să moară frații mei și pe aici, pe la mine. De chestii sunt. Bun. Mamă, cum a rămas și cablul ăsta pe aici. Mamă, frățiorii mei. Ia să vedem noi. Găsim și noi ceva pe aici. Ia. Bă,
Bă, băieți, n-am luat foc, n-am luat foc încă? N-a bubuit nimic? Ia să vedem dacă dăm și noi... Mamă, am uitat să pun conectorul de... De la power switch. Mamă, și trebuie să-l și găsesc. Mama mea. Tot ce mi-am dorit de la viață. Hai că nu-i greu. HDD LED. Reset switch. Aș putea să pun și reset switch ăsta, că e același căcat. Power switch. Ia să vedem dacă mă duce capul și îmi dau seama unde să-l pun. Ia să vedem dacă îl nimerim cum trebuie sau nu. Mânca vai și pula voastră. Ia stai. Deci vă rog frumos să-mi spuneți cum se vede. Matei, te rog frumos să nu spamezi chat-ul, da? Nu spama chat-ul, că trebuie să citești și ce scriu ceilalți. Te rog frumos. Mâncava și pula voastră, tu știi cum ventilează astea coaie? Deci că am dat drumul la aer condiționat să moară frații mei. Mâncați-i și... Le-am pus invers coaie. Le-am pus invers coaie. M-au apucat transpirațiile. Le-am pus invers. Mamă, le-am pus invers cu aia. Ia. Să moară frații mei, le-am pus invers. Bă, toate că le-am pus în aceeași ordine, că am crezut că e logo-ul. Am... N-am nimerit logo-ul cu aia, deci le-am pus pe toate pe invers. Să moară frații mei. Ia stai cu aia așa. Dacă tot am făcut un căcat și trebuie să le modific de nou. Ia să vedem cum se vede prin această minunată, prin acest minunat panou de geam. Deci, băieți, mamă, cum se vede lumina aia, să moară frații mei. Mama mea. N-ai ce să-i faci când intră lumina aia. Bă, pana mea. Cam fac zgomot astea puțin, dar... Dar de ce le-ai pus invers? Nu, mă, Matei, le-am pus invers în sensul că aerul... Ele trebuiau să... Deci vezi ventilatoarele astea de aici din față? Eu vreau să le pun, să introduc aer rece pe aici, să le ducă pe în carcasă și ventilatorul ăsta să le dea afară, știi? E, eu am un... Nu mi-am dat seama de logo și le-am pus invers. Și acum ele dau aerul afară, știi? E o mică greșeală, da? Să rectifică, știi? Nu-i problemă. Opa. Mai avem geam? Mai avem geam. Nu mai avem geam, Matei, gata. Cumpărăm alta. Hai. Mamă, dar astea chiar... Chiar sunt forță pe Molex. Ești nebun la cap. Ia zi, Axi. Ți-au dat lacrimile? Ai zis că sunt bleu. Păi, pana mea, bă, Matei, mi-au dat ăștia țeapă. Mi-au dat țeapă și nu sunt bleu. Așa se vedea în poza aia. Sunt chiar oricum. Oricum arată bine cu aia, ești nebun. Ce mai contează dacă e bleu sau nu? Vrei să le ducem înapoi? Zic că ne ducem înapoi dacă vrei. Dar pe blu nu sunt. Ce puțin trebuia să fie, dar nu știu, arată bine cu aia, față în față. Chiar arată bine. Hai că ne-am distrat. Lasă că nu mai am chef. Hai cu aia aici, nebun. Oricum dacă le vezi, o să-ți placă mult, să știi. Dacă ți-au plăcut acum... Spor la muncă. Bă, mersi, pana mea. Trebuie să le bag iarăși. Dar nu-i problemă, că doar le mut puțin, știi, nu-i mare căcat. E mai multă muncă pentru mine, dar nu-i problemă. Greșeala să se plătește, știi? Da, nu-i problemă, îți dai seama. Le fac, nu-i asta problema. Ce mai mult o să tot să aranjez cablurile, știi, dar... Aia o fac mâine pe lumină.
că n-am chef acum. Zi-mă, Matei, deci cum ți s-a părut? În afară că era să nebunești pe acolo pe cer când ai văzut cum pornește. Te simți bine? Și eu mă simt bine, dar... Le-am cam pus prost. Mamă, să moară frații mei, iar a picat. Futu-ți șurubelnița, mătii, cu arun pe geam. Să moară frații mei. Ia, pot să-l întorc și pe ăsta? Hai că pot, mă duce cap. Cap. Mamă, dar trebuie să-l țin, să-mi ba pula. Așa. Iar ne-a plecând după șuruburi, deja m-am învățat. Să moară frățiorii mei. Cam asta se petrece la Matei PC Builds. 80% din timp facem un calculator, restul căutăm șuruburi pe jos. Să moară frații mei. Montăm ventilatoare, suntem baros. Suntem forță. Măcar muzica asta ne mai calmează un pic. E așa mai chill. Că de-aia e chill step, gapa. Ce mai ziceți, bă, băieți? V-am făcut să râdeți cu montajul greșit al ventilatoarelor? Hai că v-a plăcut, n-aveți ce să ziceți. V-a scăcat pe voi, sau pe mine. Mai mult m-am căcat eu pe mine. Mi-am dat-o singur. 100 din 10. Adevărat cu aia să moară frații mei. N-ai ce să faci. Aia, bă, Bogdane, greșeala se plătește. Dar ce să faci? Mai e Matei pe stream, adevărat, sau s-a culcat? Greșeala se plătește. Aia e dreptate cu aia. Deci dacă greșești tu, omul mai greșește. Dacă greșesc eu, greșeala se plătește. Corect, corect. Ai dreptate. Deci până la urmă ce a făcut Mateu? S-a culcat? Sau care e faza? Nu-l mai văd aici pe chat. S-a băgat la ou? Pare că s-a culcat, sincer. A, mai e? Stă de pe telefon sau care... Care-i treaba? A, te uite la clip. Adevărat că ai mi-a făcut clip când am zis că le-am pus invers, este? Să moară frații mei. Iar mă apuc să dezmembrez. Când aude Matei sunetele astea zice că îi distrug carcasa și viața. Poate începem și noi cu ăsta de jos. Să vedem ce se întâmplă. Deși e mai ușor cu ăsta de sus. Ia să vedem.
Mamă, cum stă firul ăla cu coaie alb. Deci că e șarpe. Parcă mă pândește așa puțin. Sau am luat-o eu razna. Cred că am luat-o razna. De când cu carcasa asta albă. Opinii? Chat? Prea mult alb, am auzit că nebunește. Băi... Cam, da. Probabil de la tine. Eu nu neg, știi cum e vorba aia, eu nu neg. Mamă, cum întorc eu ăsta cu uiți? Hai că m-am dus. Trebuie să-i follow pe aici. Gata. Hai că am găsit și la ăsta un loc. Suntem bine, suntem bine. Suntem bine, nu renunțăm. Să vedem cum stăm pe aici. Dacă ne găsim și noi loc de... De cablul ăsta nenorocit. Mă, smărți, smărți. Nu, nu era mai bine cum le-am pus prima dată pe Matei. Te rog frumos să nu... Să nu continui acest subiect. Că ne supărăm. Todo bene? Todo bene, Matei? Todo bene? Bărbu, bă, azi băiatul. Gata, se duce să sune la poliție că i-am distrus calculatorul. Gata. Pana mea, am avut și business? Mare business ce am avut să moară, frații mei. M-a dus să mă angajez pe la leader, ce să fac? Dacă mi se sparge business-ul. Cel mai bun loc de muncă. Mi-ai farmat ceva Bogdane pe WoW? Sau ai stat să te uiți la mine și să te piși pe tine de râs? Cum dau fail la aranjatul unor ventilatoare? Te-ai lăsat coaie? Mamă, deci ți-ai pierdut încrederea în mine, coaie? Sau... Aaa... Te-ai lăsat după ce ai dat de alianță, da, 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 ok. Deja începeam să transpir pe aici. Da, 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 m-am prins, m-am prins. M-a dus puțin capul să-mi dau seama. Mi-a luat ceva timp, că am avut puțin delay la gândire, dar... Suntem ok, suntem ok. Duce și șurubul ăsta odată sau mă duc eu cu el? Mă duc să-l arunc, cred. Bă, dar parcă îți stă bine Bogdan acolo cu acel, acea iconiță de moderator cu sabie. Parcă te prinde bine. Tu ce zici? Ești pregătit? Când intră vreun... Sunt pregătit să-l anihilez. Mam. Gata cu aia. Te-am pregătit de război. Nu mai. E groasă treaba. Le dai DPS? Adevărat. Le dai să sune. Ăștia pe aici fiind Axi, Mateuț și... Și cam atât, hă? Mă gândesc. Momentan. Nu?
N-ai nevoie de mai mulți? Bă, pana mea, n-ar strica mai mulți viewere, știi ce zic? Îți ajung ei. Bă, te cred până la urmă, dar mie mi-ar mai trebui niște viewere. Chiar mi-ar face un bine niște viewere. Să știi. M-ar încânta și pe mine puțin. Mamă, cum a rămas și firul ăsta cu aia aici. Nu știu cum îi găsim noi loc la firul ăsta. Racolăm copiii de pe stradă la Unirii? Da, cu aia ne... Vorbim cu ei și le zicem, bă băieți, vă face neahu paun niște... Călătoare. Ok, Matei, noapte bună. Ne vedem mâine, să-ți dau calculatorul. Mamă, te stelescopă toate acum, băga-mi aici pula. Fătu-ți răsătea de ventilator. Stau eu aici în pula mea să mă fut cu ventilatorul ăsta. Tu zăreasa, mă, ti să-ți fut. De căcat. Da? E groasă treaba. Să le găsesc un loc pe aici. Prea pe unde. Hello bro, the specs are Ryzen 5 1600, an RX 570, Kingston SSD like 480 gigs, Seasonic 520 bronze 80 plus. No, it's not mine. It's one for a customer. It's actually looking pretty good. I just have to change the, how do you even call it? Oh fuck, I actually forgot. The fans, yeah. And it's good to go. It's actually a pretty decent one with decent price, I guess. What case is that? Deepco Matrix 55 add RGB white. It's pretty nice if you want to see it, but it's actually pretty great. Like I said, I just need to change the fans a bit. It doesn't come with fans included, but it's pretty decent. What do you think about it? Does it look decent enough? Open mesh front? there's no mesh at the front. It just has a little bit of mesh on the sides. On the sides like here. But it's the airflow is pretty good. It pulls the air from here and it sends it like right here. It's actually pretty good for the price. Depends on where you live, you know. Yeah, I mean, I don't know, it's like 70 bucks maybe, more or less, depends. It has a front panel the RAM, it's just 8 gigs at the moment, at 2666. Pretty decent for a Ryzen. Not that great, but for the price it was very good in my country. Of course I could recommend 16 gigs, but you can upgrade on the way, you know.
Yeah, I mean, it's a budget bill, to be honest, but in our country it's actually a low mediums budget, to be honest. Yeah, I'm from Romania. Where are you from, bro? Singapore, ha! Fuck, what's the time there, bro? Should be like, I don't know, evening? Or maybe I'm wrong? Or. Sorry. AM. It's 1:50 AM here, so. I don't know, 3 hour difference? Doesn't seem like much. Maybe it's a bit more of a difference, I don't know. Yeah, bro, I have to get back to work. How much did it cost in Romanian currency? I'm gonna write you in chat actually, so you can see. Around that price, more or less $1-2 above the price, something like that. That's the currency. It should be around, I don't know, $400, $500, I don't know, $600. I mean, a dollar is like, what? I don't know. Fuck. I forgot. I think the dollar is actually much expensive, or it was, I don't know. Could be around 580, or I don't know, something like that. But I bought a cheap 144 Hz monitor, which is like above $100. Yeah, above $100. What's your PC specs, Flash? I'm curious to know. No, it didn't include the monitor. I just bought the parts myself, you know. It's much cheaper. It doesn't make any sense to buy them like pre-built, you know. But you can obviously see that it's not a pre-built. Kappa. This fan is giving me nightmares. i7 8600. Yeah, you have a very great PC, bro. I guess it serves you well. It depends on what you do with it, but it's old. Nah, bro, it's fine, it's fine. It's not old. You can play anything you want, even at 1440p resolution. I don't think you will have a problem with that. I guarantee that. I know my way around the PC specs, but I guess you know yourself. Maybe. I don't know. Perfect for me right now. Yeah, I mean, it could be perfect for anyone who plays games at high refresh rate, I guess. That i7 is still in very good shape. You
can actually do anything with it. So, yeah. RTX needs to get mature for me to buy that. Yeah, I mean, even the AMD counterpart is kind of bad with the drivers. You know, they fail a lot. So yeah, I don't think RTX is a pretty decent choice at the moment. It depends on what you wanna do with it. Even a 1060 does the job done. Or an RX 570 like this one, which is above $110 or something like that. Yeah, I mean, there's, I don't know, a few games that actually use the RTX engine or whatever you want to call it. I think it's semi-scam if you wanna ask me, you know. But that's another discussion. You can sacrifice some reflection. Yeah, that's for sure, bro. That reflection won't help you in any games. I mean, the competitive ones. It will actually make your gameplay worse. Because you will pay attention to the reflection, not the enemy. Nah, bro, when I build for my customers, I don't overclock. I want a stable computer for them, you know? I don't wanna run around with the computer and drop the voltage every time it crashes, you know? Nah, for myself, at the moment, I don't need it. It's pretty decent for what I do. I will overclock in the future, probably. I don't feel the need right now. I guess you overclocked your i7, maybe? At 5 GHz, would be nice. It's a beast at 5 GHz, if you have the right motherboard. And the right cooling, of course. On what motherboard did you achieve the overclock, bro? Some Asus Maximus Hero or something like that? I guess not, maybe. I don't know. Maybe you got a bad chip, who knows? It depends on the motherboard, to be honest, and the chip a bit. Five can boot to Windows. Yeah, I guess it crashes at 5 GHz for you when you play games or something like that. I guess. I'm not sure. Asrock Z390. Yeah. An Asus Hero would help you achieve 5 GHz with ease. It depends on the cooling as well, though. You have the small one, yeah, it's an ITX, so yeah, definitely it's a small one. But I guess it does the job well, the job done. Fucking shit, it's the same problem with this. Fuck. There's no space. Christ. How the fuck I'm gonna fit this shit? Yeah, there's no way I'm gonna mount this shit.
I can increase the level of this. Yeah, I'm fucking blind. It's a good motherboard, trust me, but I air cool it. Yeah, I mean, if you get a Noctua, it's actually a very good cooler. Bad silicon lottery, yeah. It still depends on what voltage are you using for the overclock. So, yeah. I wonder, are you actually using 1.375? If you're using below that, you're actually pretty good. It depends. I hope you're not using 1.4 or something like that. No, I don't want to roast my CPU. Yeah, bro. At 1.4, you're gonna roast that shit alive. I saw many people use that voltage, and it's absurd. But you know, there's people and people. Did you build your PC yourself? Yeah, you don't need 5 GHz. I know. 4.9, it's actually a pretty good score. Yeah, I did everything by myself. Yeah, that's nice, bro. Hey, thank you for the follow, bro. Cheers. I think I fucked up my my followers. Yeah, I think I fucked it. Fuck. Well, actually, no. I think it should be fine. I don't know what the fuck's happening. Maybe it's not working, I don't know. I didn't see it, fuck. I have to fix this after I finish this computer. How's everyone in the chat? What do you want to upgrade on your PC next? To be honest, the graphics card, the CPU is running very well, so the graphics card is a bottleneck for my spec at the moment. But it depends when I'm gonna get the 144Hz monitor. I'm gonna upgrade the graphics card. But I have plenty of time for that. Usually the graphics card are the biggest bottlenecks. Usually. Not every time. I don't know, bro. Maybe a cheap 144Hz monitor, or maybe a BenQ. I don't know. BenQ are the best. But they're expensive as well. I can get actually two 144Hz monitor for that price of a BenQ. Almost. A small difference. What monitor do you have, bro?
I look for the specs more than the brand. Yeah, I mean, you have to balance the specs and the brand to get a decent component or whatever you want to call it. Ready to upgrade my monitor. I'm looking at an LG. It's a nano IPS display. What are the hertz? The refresh rate. What's the refresh rate on that monitor? Seems like a decent one. It's 144, 27 inch, right? Yeah, it says in the name. I don't know, I have to look it up on the internet. It seems a pretty good one. The LG are a very good brand, if you ask me. One millisecond on an IPS monitor. Yeah, it's true. It's unheard of. I've seen some gigabyte hours or hours, whatever you wanna call it, that have the same specs. They, I'm not sure if they're real. The specs, you know, could be real. Who knows? It's pretty hard to notice the difference, though. Only VA panel that has that response time. Yeah, bro, it depends. It depends. I think a TN panel is cheap, and it should be taken in consideration by most of the people that play on computers. You don't need the very expensive ones, you know. If you only game. No, I don't mind, bro. Do it. I don't mind. I will. Let's see, LG UK monitors. Let's see what we have here. Nano IPS, 1 millisecond. G-Sync, HDR10. 3-side virtually borderless. Adaptive Sync. Well, bro, I gotta say I'm impressed by the specs, but I don't know if it delivers, you know. On the paper it looks fucking fantastic, but you know, you have to try it for yourself.
Or maybe look on a YouTube video that I don't know, shows this specific monitor. It's new. Yeah, I bet it's new. It looks new. Alright, let's give this a try. Not many are out there on YouTube. Yeah, I bet if it's new, it's gonna take some time to reach the YouTubers that do reviews and shit. Ah, fuck, I forgot to connect the other ones. Fucking shit. Fuck, fuck, fuck. It's a mess on the back. If you wanna take a look. I didn't arrange the cables. Look at this. Look at this fucking shit. It's gonna take me ages. Do you have a three-way fan? Nah, I didn't get the fan splitter. I'm just gonna use the Molex. It's gonna be fine. I mean, it should be running at full speed. Because it's gonna be used a lot, so it's much better to be used like this. In my opinion, it depends. The sound noise is decent. The fuck? But to do what is convenient. Yeah, I know it helps me regulate the speed, but like I said, it won't matter the speed because it has to run at full speed for a better cooling, and it's gonna be used, like I said, many hours, you know? Many hours. Let's see if this shit runs. Let's see. Ah, fuck. I forgot to turn on. Yeah, it works pretty well. What do you think, bro? Some opinions? Some thoughts? Looks pretty good, to be honest. I mean, let's see from the front. Yeah, from the front it doesn't look that great, but there's a few things from the fan, but it still looks like the blue and the white. Yeah, I mean, it's pretty good. I could move this a bit on this side. Yeah, I think I should do that, so it looks much cleaner. Yeah, I know. Let's fix this.
Let's see, what is this fan? Op! Shit! Era să-mi iau una să moară frații mei fix în gură, în vene. Nu știu cum am scăpat. Should use a cable tie around here. I'll do that in the morning, I think, to fix this mess. I wish there's something that is not the same rectangular box. I mean, there's a bit on the market, but it depends on your taste, to be honest. Let's see. I forgot to plug it. The same mistake again. Christ almighty. There is, but those are really expensive. Yeah. If you want something different, you have to pay the price, I guess. Like this. The only thing you really know is what you can put into words. Let's suppose I love some girl. Rapturous. Some little comedian. Would you really love her? Or how am I going to prove it? Well, say, write poetry. Tell us all how much you love her, and we'll believe you. So if I'm an artist and I can put this into words, looks much better, to be honest. But supposing you're not very articulate, how are we going to tell you you don't love it? The Cougar Gaming Conquer ATX gaming case, there is, but that is expensive as me. Yeah, I think it looks much better. An RX 570 4GB version from ASRock. Here's the box if you're interested. Kappa. Even though you have a 1070. Where is the USB? Alright, it's right here.
Yeah, I think I balanced it pretty decent, I might say. Maybe actually pretty good. Depends. For his needs, it's gonna be a very good one. He can stream, he can game, he can do whatever he wants. To be honest. Yeah, I mean, that's why I bought a single stick of RAM, because there's two slots on this motherboard, and he can upgrade to 16 very easily. It costs, I don't know, it's very cheap these days. He will have dual channels soon if he wants to upgrade to 16. It depends if he needs the dual channel. It's not necessary, to be honest. You know? I don't think he needs it that much. Depends on him. Yeah, but it's not gonna be a CPU bottleneck, to be honest. It's still gonna be a GPU bottleneck. Oh, by the way, what games do you play? Rainbow Six Siege currently, waiting for Cyberpunk. How do you think it's gonna be Cyberpunk? Do you think it will live up to the expectations? I'm just wondering if it's gonna be as good as it, as they say. Did you pre-order the Cyberpunk, by the way? Yeah, the expectations are very high for the game. I guess we'll live and see if they will make the game great or bad. Ah, fuck, I'm so tired to do this shit with the cables at the moment. Let's mount the SSD, maybe. I think I have to mount it in the base.
Yeah, yeah, you're doing the right choice to... No, it's an A320 from Gigabyte. Let me give you the specs. Yeah, A320M S2H V2. Like I said, he doesn't need the overclock, it's gonna be fine for him. So I don't think there is a need for a B450 chipset. It's gonna increase the budget, so you know. The budget is was a bit tight, but we did what we could with the money we had. You have been there, yeah, bro. It's fine. Everything is fine, bro. The RX 570, I think it's the best card for low mid range. For what it does and what it costs, you know. Looks pretty good. Pretty good, pretty good. Mai sunteți bă băieți pe chat? Oh, frații mei, frații mei. Mi-am făcut și eu. Yeah, I mean, per dollar, the RX 570 gives the max frame rate, you're right. It's the best choice for any budget build. At this price, back in the days it was like above $200 and it was super expensive. I would pair the CPU with a 1660 Ti or maybe an RTX 2060 Super. Not for the RTX thing, the marketing thing, but just for the frame rates that it gives, and it's a really cool card that doesn't need a lot of power. But I would use a higher CPU, maybe a 2600, a motherboard, I don't know. For a better CPU, maybe a B450, something like that. I think the right choice is B450 if you want to overclock a bit. Or have future proof for Ryzen 3000. But even this motherboard supports the Ryzen 3000, so it's not an issue. Man, this SSD is the best budget SSD. I'm building an editing PC for my cousin. Yeah, it depends what software he uses. If he uses a software that uses more the Intel side, it depends. Depends on the software. I have to buy parts by the end of this month. Well, at least you should go with 16 gigs of RAM, maybe 32, it depends.
On the budget. We have a lot of options given by the AMD when they released the Ryzen series. So, yeah. So it's not over the top. Yeah, you could go with the Ryzen 5 3600 B450 from, I don't know, MSI, Gigabyte, whatever. Yeah, sure, bro, why not? Ba, mersi frumos, Bogdane, mersi că ai stat cu mine până la ora asta și noapte bună. Noapte bună. Ne auzim mâine. Did you send me the link of the PC Power Pick? Let's see. What do we have here? Ryzen 7 2700 Noctua. Well, I think you should consider removing the Noctua and go with Hyper 212 Evo. What do we have here? I think you should remove the 970 Evo and go with the Intel 660. Yeah, it gives a lot more more storage and the speed is pretty decent. And maybe upgrade the video card to, I don't know, 1660 from Nvidia. That could help you a lot. Maybe I don't think you should go with the 8 cores, to be honest. Maybe you should choose he doesn't want to game. Yeah, bro, but it depends with what will he render the video. Maybe the video card could help. You know? If he doesn't want to game, I don't know, you can actually choose a cheaper RX 570 and that's it. And maybe, I don't know. I don't think you should go with an Noctua, to be honest, because it's pretty expensive. The Hyper 212 Evo, it's the best choice in my opinion. Yeah, on the core compute, but for that price you could choose, I don't know, if you remove the cooler you can go with the Ryzen 5 3600. I don't think 8 core is
that important on rendering. Maybe 6 core is enough. Hmm. I think the core clock speed it counts as well, so yeah. More core is better for rendering. Interesting. I mean, it depends on the software, to be honest. Some software uses the Intel side more better, you know? Primer and Resolve. Yeah, I don't know those programs, so I don't know what answer to give you on the side of the CPU, but if you say that it gives better value, the 8 core, and it's gonna be used, I think you should go for it, but not with the Noctua. Because if you're not gonna overclock, you should simply go with Hyper 212 Evo. And that's it. What do you think about my thoughts on this? I'm going to overclock for him. Maybe you should choose the version with two fans from Noctua. If you're gonna overclock. And choose, yeah, the Ryzen 3rd Gen doesn't, yeah, you're right. Choose the better Noctua, the NH15, if I'm not mistaken. This is the best air core in the market. Maybe I didn't read it enough. Yeah, maybe you're right. I haven't tried this. You may be right, bro. You may be right. What's the price on the cooler? Or did I miss it? No price is available. Depends on the price. Everything depends on the price, bro. Man, they have money, they don't mind spending. You can actually go with the liquid cooler if you want to overclock, like the Kraken, you know, from Noctua. If they don't have a problem with spending, you know. If the money is no problem, then just go with the best cooler if you want to overclock, and maybe choose a better motherboard, you know. Like X570, that could help you with overclock, maybe. Don't call the VRAM. Yeah, you're right about that. But usually people choose them. I mean, the VRAM, the VCore RAM, the VCore VRAM, it's all about the motherboard, you know. It depends on how expensive and how good is it, in my opinion. So, yeah. I think I'm gonna end the stream, bro. I'm pretty tired at the moment. That motherboard is an overkill, X5. I don't think it's an overkill for the 3rd gen Ryzen.
It depends. It depends, bro. Thank you for staying with me, bro. Cam asta a fost, băieți, și cu calculatorul ăsta. O să-l aranjez mie dimineață. Cam târziu acum. Și dacă doriți să vă faci și vouă un calculator la fel sau poate mai bun, puteți să apelați la mine. O să las în descriere un link cu Facebook-ul meu și ne vedem. Thank you, bro, for staying with me, and it's been a pleasure to talk with you. See ya, bro.